Salutare la toată lumea și haideți să dăm drumul la un story, paranghelie cu călugării. Cum am ajuns să fac paranghelie cu călugării? Te piși pe tine de râs. Ascultați povestea asta. Într-o zi mă sună Ștefănuț. Taică-s-o avea magazin de ăsta de materiale de construcții. Zice, ce faci, Victor, sâmbătă? Zic, ce să fac, frate? Zic, e cald afară, e weekend, e frumos. Zic, cred că mă duc și eu la noi acolo, la baie, la Toroc. Zice, fii atent. Sâmbătă nu vii cu mine? Mergem la mănăstire la Rohia, am și eu de descărcat două camioane de cărămidă. Taică-s-o tot timpul făcea donații spre mănăstire, că acolo se construia, știi, bibliotecă mare, cu locuri de dormit, cu mănăstire, cu tot felul, cu masă, cu sele de masă, ceva foarte, foarte mare. Și nu, taică-s-o strângea fonduri de astea și în plus le dădea și materiale de construcții pentru mănăstire. Avea tatăl-s-o numele cu masa pe biserică acolo, inscripționat. Erau oamenii obraz fin, înțelegeți? Și fii atent, și mai aduc și eu vreo doi prieteni, vine și tovarășul ăsta meu, vânătorul, Sergiu, și mergem să-i ajutăm să descarce cărămida împreună cu câțiva călugări de acolo, noi, de cei trei, și descărcăm două bene de astea mari de cărămidă. Cum să vă zic, ați văzut romanurile alea la noi cu o benă atâta în spate și e paleți puși de cărămidă. Zic, bine, mă, zic, fain, zic, ce dracu, zic, dacă e vorba să facem o faptă bună, zic, vin, de ce să nu vin, zic, acum, dacă trebuie să stăm o mână de ajutor, zice, hai, zice, că nu o să-ți pară rău, zice, și dacă merem, zice, fii atent, zice, ia și haine de schimb, zice, că rămânem acolo și duminică merem la slujbă. Zic, bine, mă, zic, mai merem și la slujbă, zice, bă, n-ai, mă, zice, că până le descărcăm, mă, alea durează. Adevărul că au durat un pic, și până am descărcat amândouă camioanele, frate, de cărămidă, că o trebuie să le luăm mână la mână, trebuie stivuite, aranjate, frumos, înțelegi? Nu, a fost de lucru un pic. A fost de lucru, dar nu era problema de lucru. Problema e că trebuia să stau până la următoarea zi, să stau la slujbă, după aceea să stau la masă și după aceea numai să mă întorc acasă. Și parcă n-au prea aveam eu chef așa să rămân pe acolo, pe la mănăstire. Zice, hai că ne dă câte o chilie, fiecare cu camera lui. Și eu cum nu prea eram eu cu statul pe la mănăstire, pe la astea, cu babele, cu astea, zic, bă, ce Dumnezeu mă, pe acolo stau să drum pe acolo, eu mare păcătos, păi, de cap, mă. Zice, ce să caut eu să dorm acolo, zic, așa zic, mă duc să dau o mână de ajutor, e altă treabă. Ce ai, mă, zice, nu-ți fie groază, zice, vino, zice, că cu ocazia asta vezi și tu cum stă treaba la mănăstire. Zic, bine, mă. Acum, am început să lucrăm, să descărcăm cărămida, deși o aranjează, de mai râdeam cu călugării, Caterin Coș călugării. A, Dumnezeu să vă binecuvânteze, bine ați venit, fraților, zice. No, ne apucăm de treabă, ne apucăm, băi, dă-i, descarcă, descarcă, descarcă. Am ăsta tot aducea de la Beci. Te ne punea câte un pahar de jin. Lasă bezi că după aceea mâncați bine. Lasă bezi și după aceea că mâncați bine. Bă, dar jinul ăla de pască, tată. Și bun, dar și tare mâncați așa. Puh, de descarcă, de descarcă, de cu vin, de cu vin. Bă, când am ajuns, i-am terminat de descărcă camioanele, pe mine deja mi se îmbârliga limba în gură. Zice, amui, zice, e locul de a mânca, zice, că dacă am lucrat atât, zice, no, hai da, să ne punem la masă, să mâncăm. Adevărul că am mâncat bine, mâncați așa. Făcut-o la câte o fasole de aia, cu ciolan, cu salată, cu plăcinte, cu o pus iară garafele de vin, de pască de ăla l-au pus pe masă, dă-i, cu țâr de slană, cu țâr de la râdi, caterincă, dat un tic drumul la radio, de acolo, bă, au început cu chiuială, cu băi, o distracție de aia cu călugării, mâncați, și ne-au îmbătat turtă, mâncați, și următoarea zi era slujba. Eu tot îl întrebam pe ăsta, mâine e slujba, mă, și o bat, mă, fută te, domne, cată să te fută, făcea călugărul. Ieee, dai, mă, torna, mă, pahare, mă!
Fii atent, Sergiule! Zice, pușcă, pușcă, pș, vânătorule, făcea. Ea mâncața-și călugării, mâncața-și de spânjeau, mâncața-și jin. Beau jin de se spânjeau mâncața-și. Vezi, vezi că ăsta-i sângele lui Hristos. Vezi, vezi că-i sângele lui Hristos. Be, mă, dă capune aici pahare, dacă e din Paranghelie, zic să vie Paranghelie, zic, dă înainte. Băi, am băut așa mâncața și cam până pe la vreo 12 noaptea. Bă, la 13 noaptea, vă spun adevărul, nici nu mai găseam drumul spre chilie. Așa de bat eram cionc și obosit, cum am tăbăut pe cât am descărcat cărămida, plus ce am băut după la masă cât am stat să mâncăm, cât de la pe ce am terminat de mâncat, nu au strâns masa frumos. Am o să stăm de vorbă, zice, să stăm de vorbă. Pau, dă-i cu garafele, tată, de jim. Bă, garafele de alea mari, mâncața și de sticlă, bă, un vin de la negru. Pau, mă, când beai din el, se făcea în gură, mă, așa apă, mă. Îți vinea să bei în continuu. Bă, le beai ca pe cola, mă, ca bă, bă, le beai, mă, în vin, n-avei treabă, mă. Băi, și discuții de alea mâncața și băi, și râsete, mă. Băi, și sărea călugărul. Dă-mă muzică de aia, frate, ardelenească, de aia de populară. Ce eu m-am gândit, zic, mă, că acolo, zic, mă, ține ăștia numai în mătănii, a pune la masă, mănânc ăsta, zic, pe aceea, zic, trebuie să mă bag la somn, zic, e vară, acum să întunecă târziu, zic, chiar de weekend, un pula mea, pe aceea începe săptămâna, iar îmi încep activitățile, zic, asta e, zic, mi-asum și eu riscul, de unde, frate, că de ta mai Paranghelia mâncați așa, băi, dacă n-am dansat cu ei, dacă n-am băut cu ei, jale, bă, vânătorul Sergiu. A zis, Victor, tu n-ai știu că ăștia se distrează și ei. Se distrează și ei, zice, ce ai crezut? Zice, ei stau așa de tot ziua, numai rugăciune. Zic, mă, zic, dar să bea așa, mă. Bă, zice, ăștia beau sângele lui, zice, lui Iisus, zice, vinul, zice, sângele lui, zice, nu amestecă, nu dă pe horin și pe gestea, zice, numai vin gestea de Pască. Adevărul că era bun mâncat așa. Băi, de la butoi mei, bă, se băga jos acolo la beci. Niște butoaie de alea mari mâncați aș prinde cu vin. Mă merea punea canceu, dădea vârtea de jopul, scotea lemnul, zram, bum. Bă, dar au fost așa, nu, cum să vă explic, o petrecere de aia plăcută. Nu cu înjurături, cu de asta. Discuții frumoase, da, cu Caterinca, cu glume, cu dansuri, cu, da, bine, muzică populară, muzică populară. Muzică populară, nu manele, nu house mouse, nu. Muzică populară, băi, și, bă, era un călugăr așa mai bătrân, ăla, bangheu rău tare, mă, cu barbă de aia așa albă. Când punea paharul la gură de vin, bă, dintr-un gât, îl storcea să nebunesc, îl storcea. Bum! Îl punea jos și când futea un pumn de la masă, zici că erau barbari de ea, mâncața, și cum lui erau ieșiți de acolo, din pătărâmul ăla de la mănăstire, nu prea aveau ieșit mâncața, și zici că erau barbari, bă, zici că stăteam cu dea, cu vikingi la masă. Și zic că stăteam, când m-am îmbătat, îi vedeam ca pe vikingi aia, cu bărbile alea mari, cu hainele alea negre pe ei, înțelegi? Mamă, când trăgea cât un pumn de la masă, puf, și râdea. Și zice, ia uzi, bă, ia uzi. Buf, de un pumn de la masă. Era și aici solid, înțelegi că era călugărul care făcea mâncarea la bucătărie, frate. Avea mâna formată. L-a dansat Sergiu ăla cu ei mâncața, să vezi tu un vârtel de alea.
Bă, după ce ne-a dus, după ce s-a terminat cu petrecerea, băi, n-aveau treabă, mă. N-aveau treabă, bă, când s-a terminat petrecerea, au luat-o strâns, tot o făcut curățenia, așa beți, mă. Așa beți, mă. Eu că beți. În formă, bine, mă, cață, și că am băut, bă, am băut bine, bă. Bă, am băut bine, mă. Păi eu eram țapă, mă, eu abia mai găseam drumul spre chilie, mă, m-a dus ăștia, zice, bă, hai, cocktail, ce, mă. Bă, abia mai găsit drumul spre chilie, zice, vezi că dimineața trebuie să ne trezim la slujbă. Cum mă gândeam, zic, că te de bă, mâncați, mai trebuie să mă trezesc și la slujbă. Zic, bă, veniți voi dimineața, zic, și trageți de mine, să mă trezesc, că eu nu cred că mă pot trezi. La cât am băut, zic, să pulă, că nu mă mai trezesc, spune pulă, zic, la ce jin odată așa. Bă, că m-am trezit dimineața, că uite ăștia și-o tras de mine. Bă, avem o durere de aia de cap. Ce ferească Dumnezeu, mă. Gura uscată, faile, unde te duci tu la slujbă, mâncața, ce ai făcut, Victorie, fugi chiar pula, ce nu te-o pus să bea atâta. Zice, no, hai încoace, zice, hai cu mine, zice, hai să te speli ăsta, vânătorul Sergiu, zice, hai cu mine să te speli aici la butoi, m-a spălat la butoi cu apă pe față, frumos, am dat o leacă, m-a răcorit, înțelegi? Zice, no, hai repede la, zice, la bucătărie, zice, că am pregătit niște moare de aia de pe varză, zice, să te hidratezi o leacă. Un borcan de la mare, o halbă de aia mare, de moare de aia, de pe varză am luat, am băut, frate, voi m-a răcorit. Bă, m-a luat o diaree de aia, zice, du-te, am zice, și te curăță. M-a luat o diaree de aia, m-a spălat la stomac, m-a mâncat și nu mai puteam. Bine, dar mi-a revenit, no. Zice, de mâncat, zice, după slujbă, după ce gata părintele slujba, zice, venim înapoi și ne punem la masă și mâncăm pentru ruga lui Dumnezeu să fie bine, că am descărcat camioanele, cărămida au ajuns, zice, numai bine. Dar o gândește tu că am stat cu durere de aia de cap la slujbă, de dimineața până, o ținut până după masă, frate, ce-o terminată la cu. Bă, și trebuie să stai în picioare, bă, mă durea o cap, bă, mi-exploda, ta. După ce s-a terminat cu slujba, am la masă, am mâncat. Îl văd pe ăla că vine iară cu canciu, zic, du-te de aici cu canciu tău, marș, lasă-mă pace, că nu mai trebuie niciun canciu, nu mai vreau niciun jin, du-te de aici. Bă, iei și-o pus, tată, câte un pahar de jin. Nu a avut treabă, zice, pune, zice, că se repară. Du-te, mă, lasă-mă, mă, cu reparațiile voastre, că voi aveți antrenament. Voi sunteți pregătiți, nebunilor, ce faceți voi cu mine? Vreți să nu mă mai duc de pe aici? Vreți cumva să mă călugăresc? Lăsați-mă în pace, și râdeau de mine. Și te-ai îmbătat rău tare, zic, pe cum dracu să nu mă îmbătă tare, zic, că voi aveți antrenament, eu eram varză, eram muci. Bă, eram muci. He, făcea cu preoți. Cu călugări, ce eu crezi că ce poți distra așa la mănăstire, mâncața? Că fac ei așa distracții, mâncața, și își depun. Poate să se întâmple așa ceva în interiorul unei mănăstiri, înțelegi? Distracție. Distracție, bă, dar distracție de aia, nu de aia prostească. Frumoasă, frate, cu muzică populară, cu vinuț, nu cu altă tărie, cu vin. Doar cu vin mâncați așa. Și mâncare bună. Băi, dar o fost fain. O fost fain. Mi-a plăcut rău tare. Băi, și călugării super de treabă mâncați așa. Caterin Coș rău tare. Caterin, că de aia, păi de aia, barbară. Băi, și că stăteai cu vikingii la masă. Vorbeau așa, blajin mâncați așa. Tot timpul. Chiar dacă erau băuți, aveau vorbele controlate la ei. Aveau vorbele controlate, vorbeau frumos. Vorbeau așa, un bărbătești mâncața și glume de alea bătrânești. Era, a fost o experiență frumoasă, o experiență frumoasă. Și mi-a plăcut. Bine, eram speriat prima dată, zic, bă, acolo, zic, eu păcătos, așa. Unde, frate, că omul face păcat peste tot mâncața? Face păcat peste tot omul mâncața. Peste tot face păcat. Da, a fost o experiență frumoasă și m-am bucurat că am putut să dau o mână de ajutor. Băiatul ăsta, familia lui, tot timpul, au fost un niște susținători foarte puternici acolo și cred că m-au
mai bine de jumate investiția lui taică sau acolo. Și tare mult îl iubeau preoții și de acolo și călugării și respectau pentru investițiile care le făcea și ajutorul care îl dădeau. Le-a ajutat Dumnezeu și pentru toate lucrurile care au făcut, înțelegeți? De-aia m-a dus și eu și am dat o mână de ajutor. Nu puteți să zic, bă, nu merg să dau o mână de ajutor, că e rușinos, bă, să refuz așa ceva. Trebuie să dai o mână de ajutor. Mă, fraților, cam asta a fost paranghelia mea cu călugării la mănăstire. O întâmplare frumoasă, plăcută, în același timp și o experiență prin care am trecut în viața mea. Deci nu credeți că sunt niște oameni închiși. Mulți cred că sunt niște oameni închiși care trăiesc numai rugăciune. Se mai distrează și ei, mă. Se mai distrează și ei în felul lor, în stilul lor. Acolo, când nu-i vede nimeni, înțelegi, pe tărâmul lor. Când fac, eu bag când o fac acolo la ei, în curtile ei, nu o fac în afară. Acum, poate că mai sunt unii care deviază. Dar cam rar, înțelegi? Cam rar. Ăștia, dacă o făceau acolo, în interior la ei. Bine, vă dați seama că nu făceau chestia asta în fiecare zi. M-au prins pe noi acolo, am fost în vizită. Au pus și ei la masă cu noi. Plus că pe perioada cât am muncit, câte un pahar de gin, câte un pahar de gin. Când am apucat, când am apucat jumatea camionului de cărămidă, dacă deja eram, de pe atunci eram turmentat, că eu nu mă râdeam cu cărămizile mine în mână și călugărul ăla zicea, hai da, hai da, hai da, hai, nu te lăsa, Victorie. Deci mai că eram terminat, tremuram cu cărămizele în mână. Trei kilo, dar trebuia dau camioane de cărămidă, tremuram mâinile cu lingura în mână când mâncam. Și la cât am descărcat. Era cărămidă de aia mare și de aia de sticlă, frate, de tăietă, de aia roșie, pământă, o soare rezăvută. Dar bine, acum nu mai contează. Important că a fost un moment frumos în viața mea și am putut să fac ceva bun. Eu am fost Victor. Vă mulțumesc că v-ați uitat la storiile meu și nu uitați să dați un like, să vă abonați la pagina mea și, bineînțeles, să lăsați și un mesaj frumos, să-mi spuneți dacă v-au plăcut storiile meu. Și nu uitați, rămâneți aproape aici pe canalul meu pentru că Victor e aici în fiecare zi pentru voi.